Dintr-un anumit punct de vedere, Dumnezeu a hotărât toate lucrurile. Trebuie să se facă foarte mare distinție între faptul că Dumnezeu a plănuit un lucru și faptul că Dumnezeu își găsește plăcerea într-un lucru și faptul că Dumnezeu poruncește un lucru. Dumnezeu a lăsat în planul lui să se întâmple anumite lucruri care nu-i fac plăcere. Apoi Dumnezeu a lăsat în planul lui anumite lucruri pe care el le-a interzis în cuvântul lui. Faptul că Dumnezeu în planul lui cuprinde și lucrurile rele care se întâmplă în lumea aceasta și că el le lasă și le permite, nu înseamnă că lui îi fac plăcere și nu înseamnă că el le-a poruncit. Așadar, Dumnezeu poate să plănuiască un lucru, da? Să permită un lucru în planul lui, fără ca el să-și găsească plăcerea în lucrul ăla și fără ca el să poruncească lucrul acela. Ba chiar, Dumnezeu în foarte multe situații a interzis un lucru pe care l-a permis sau l-a lăsat în planul lui. Din punctul acesta de vedere, înainte de veșnicie, Dumnezeu a știut tot ce se va întâmpla pe planeta asta. De la prima zi a întemeierii Pământului și până la ultima zi în care va exista această planetă cu oamenii care o locuiesc. Dumnezeu, văzând tot ce se va întâmpla, a hotărât ca să creeze această lume. Dumnezeu n-a creat păcatul din ea, însă Dumnezeu, în planul lui, a hotărât ca acest păcat să existe. Nu doar păcatul lui Adam, ci toate păcatele tuturor indivizilor din toate timpurile. Dacă Dumnezeu nu vrea să existe lumea asta, nu o crea. Dacă Dumnezeu nu vrea să existe căderea în păcat, crea o altă lume în care nu exista căderea în păcat. Din punctul acesta de vedere, Dumnezeu a predeterminat absolut totul. Dar nu trebuie să uităm faptul că Dumnezeu nu își găsește plăcerea și nu poruncește toate lucrurile care au loc. Însă, toate, fără excepție, au un loc în planul lui Dumnezeu.